Cine ești, ce ești și ce-ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele, joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara, bine v-am găsit! Subiectul pe care l-am ales pentru această seară de joi este unul nu numai interesant și captivant, ci și foarte util și în special pentru părinții care au copii pe care mai pot să educe cumva financiar. Da, despre educația financiară a copilului vom vorbi în această seară. Mi se pare un subiect care merita de mult abordat. Dar uite că niciodată timpul nu e pierdut și invitata mea de astăzi este o doamnă pe care am cunoscut-o la un webinar. N-avea nicio legătură webinarul cu ce discutăm acum, doar că după ce ne-am împrietenit un pic am aflat ce preocupări are și ce face, pe unde scrie, cu ce se ocupă și într-una dintre discuții spunea și despre acest subiect și am zis foarte tare. Asta e tare într-adevăr, pentru că dacă vă amintiți bine, la un moment dat, în urmă cu câțiva ani, am avut invitat pe Eusebiu Burcaș, care ne-a vorbit despre inteligența emoțională, și apoi pe Luca Dezmir, care ne-a povestit despre investiții și tot în zona financiară cumva ne-am învârtit. Dar despre educația financiară a copiilor, a copilului, n-am vorbit până acum și am profitat de ocazia de a o cunoaște pe Ana Maria Ciuhuță. Eu zic că o să-i spun Ana, că îmi place mai mult, și căreia vreau să-i mulțumesc mult că a acceptat invitația mea și că, uite, va aduce informații foarte utile. Ana, îmi pare bine să te văd tot așa online, că tot așa ne-am întâlnit și ne-am cunoscut, dar mai bine așa decât nici cum. Îți mulțumesc pentru că ai onorat invitația mea. Eu îți mulțumesc, Codruța, și mă bucur că ne cunoaștem. Și mă bucur că mă ajuți prin intermediul emisiunii pe care o faci să duc mesajul meu mai departe, pentru că eu am un mesaj pentru părinți. Din momentul în care am devenit și eu părinte, am simțit că trebuie să fac ceva și pentru restul părinților. Ana, înainte de toate, înainte de a pătrunde așa cum trebuie și foarte serios în acest subiect, aș vrea să ne povestești câte ceva despre tine. Cine este de fapt Ana Maria Ciuhuță? Ana Maria Ciuță este o persoană cu mai multe pălării, așa cum suntem fiecare în viețile noastre. M-am născut la Cluj, am crescut la Cluj, am lucrat în bancă de la 18 ani, am ajuns la București într-un proiect, pentru că la București erau centrale de bănci, era centrala băncii la care lucram la acel moment. M-am întors la Cluj la 26 de ani, am fost cel mai tânăr director de agenție din rețeaua băncii la care lucram atunci și la 27 m-am întors în centrala băncii, am fost manager în centrală și de atunci am continuat să fiu în zona de bancară, dar așa zona din spate, așa că am văzut partea din față și partea din spate a relației cu banii. Și asta m-a făcut să fiu întotdeauna curioasă, dar despre asta o să mai vorbim. Separat, pentru că la început de nevoie și după aia de plăcere, am avut și al doilea job și al treilea job și am lucrat și în asigurări, am lucrat și încă activez în zona de training, sunt trainer certificat de 15 ani deja. Și de 4 ani am început drumul antreprenoriatului pentru că a venit fetița mea și mi-a schimbat prioritățile și viața din bancă este așa pe ceas și destul de strictă. Mi-am dorit mai multă libertate, dar în continuare să fac multe lucruri. Iar unul dintre drumurile așa pe care am vrut să merg a fost partea asta de educație financiară pentru copii, pentru adulți și pentru adulți care sunt părinți referitoare la copiilor. Sunt și mamă, sunt și parteneră, sunt și prietenă. Am multe pălării și mă bucur de fiecare zi din viața mea. Mie mi se pare că toate aceste pălăriți se potrivesc perfect și te felicit pentru că știi să le porți cu atâta grație. Acum, revenind la subiectul pe care ni l-am propus în seara asta, cu toții știm că toate obiceiurile noastre referitoare la relația cu banii provin de acolo, din copilărie. Însă nu toți am avut șansa de a avea părinți care să fi avut posibilitatea, nu că n-ar fi vrut sau n-ar fi putut, să se documenteze un pic, să învețe câte ceva despre cum ar trebui să
își duce un copil pe partea asta financiară. În general, felul cum suntem noi astăzi, părerea mea, asta e părerea mea proprie, este exact modelul pe care l-am avut în casă. Pentru că, da, noi sau părinții noștri și noi la rândul nostru suntem principalele modele pentru copiii noștri. Educația financiară este chiar foarte, foarte esențială pentru dezvoltarea viitorului adult. Copiii noștri fac și vor face în viitor ceea ce văd că se întâmplă în casă. Bun, dar hai să pornim de la cea mai mică vârstă. Și chiar mă gândeam când pregăteam emisiunea de astăzi, e adevărat că tu m-ai ajutat foarte mult, am urmărit un curs pe care tu l-ai despre educația financiară la copii până la 14 ani, parcă se intitulează acel. Da, de 14 ți-am dat, dar o să-ți spun eu, de la 0 până la 8, ce nu ai văzut în acel curs, cursul pentru 37 este mult mai lung. Și bun, pe zona la ce vârstă? La ce vârstă începem educația financiară a copiilor? Adică, nu imediat când fac ochi, ei trebuie să știe cei cu banii, cei cu hârtiuțele alea, cei cu cardul. Nu, și atunci o să te întreb, o să spun vârsta de 3 ani, că pe atunci copilașii sunt pe lângă noi și încep să ceară. Și în momentul în care încep la cumpărături să spună mama vreau, sau văd la alt copil vreo jucărie și spun mama vreau, mama trebuie să scoată bani, mama, tata, bunica, cine este pe acolo, trebuie să scoată bani și să cumpere acel lucru. Dar și o să te întreb, bine, bine, și ce faci cu acele cursuri de 0-3 ani? Ce faci cu ei? Înveți educație financiară? Nu. Ideea e că noi ne dorim această educație financiară pentru copiii noștri. De ce? Pentru că vrem să știm că au un viitor lipsit de griji financiare, indiferent ce drum o să-și aleagă în viață. Mai mult, se schimbă totul cu asemenea viteză, încât nu sunt convinsă că eu acum sunt în stare să-mi îndrum copilul către ceva în viitor. Da? În ultimii 10-15 ani s-au inventat atâtea joburi, mai ales pe zona asta de social media, care nu existau. Deci mama mea n-ar fi putut să mă pregătească pentru mine, nici eu nu pot să-mi pregătesc neapărat copilul. Ce pot eu să fac este să-i dau cea mai bună bază de educație ca să știu că atunci când ajunge adult, va fi un adult fericit, liniștit, fără grijă a zilei de mâine. Indiferent că banii ăștia se schimbă, da? La un moment dat foloseam pene și scoici, după aia am început să folosim bani de aur și de argint, folosim banii așa cum sunt, ei dispar, începem să folosim carduri, începem să folosim bani virtuali. Indiferent cum se schimbă ei, nevoia de a avea bani ca să-mi susțin dorințele și nevoile există în continuare. Și atunci, baza o să rămână aceeași. Asta îmi doresc de la copilul, pentru copilul meu. Să fie liniștit financiar. Chiar dacă o să fie antreprenor și om de afaceri și o să învârte miliarde, fie că vrea să se facă un cercetător care o să stea într-un birou și o să lucreze cu eprupete. Nu contează. Poate să fie bine financiar. Și atunci ce îmi doresc? Doar să aibă bani? Să fie un om plin de bani fără griji? Nu. Îmi doresc să fie și un om fericit. Să fie și un om împlinit. Să-și dea seama că acei bani îl ajută să-și îndeplinească visele, speranțele, da? Îi face drumul ăsta prin viața așa mai blând și mai frumos. Și atunci, pe zona de 0-3 ani, stabilim principiile pentru succes. De exemplu, în perioada de 0-1 ani, copiii, în primul lor an de viață, nu știu ce este răsfățul. Deci ideea aia de nu lua în brațe că se învață, că îl răsfeți, nu există. Dacă un copil plânge, el plânge pentru că are o nevoie. Și pot spune, bine, dacă copilul ăsta este mâncat, este schimbat, de ce mai plânge? Plânge pentru că are nevoie de atingere umană, de dragoste, de siguranță. Ce se întâmplă în acel prim an? Modul în care tu îi răspunzi copilului la plâns, îl învață pe el și informația care se duce în creierul reptilian, pentru că el nu are neocortexul dezvoltat, în informația de bază cu care o să meargă toată viața mai departe, el va înțelege că acest loc pe pământ este un loc sigur. Am ajuns într-un loc sigur, dacă plâng, cineva mă ajută, pot să cer ajutor, sunt în siguranță. Copiii care în primul an de viață sunt neglijați, ajung să fie adulți speriați tot timpul de viitor. E greu să ajungă să fie oameni de succes, pentru că ei trăiesc cu acea bucată de sare deasupra capului. Tot timpul ceva se va întâmpla, dacă eu nu mă asigur, nimeni nu o să-mi sară în ajutor și așa mai departe. Sunt frici pe care le-am dobândit în copilărie.
Și atunci ce ne dorim noi nu este doar partea asta de educație financiară, ci tot pachetul, tot și ambalajul care face din acel copil un om care știe să-și gestioneze resursele de care are parte în viață. Acum noi vorbim despre bani, vorbim și despre timp și despre prieteni și despre relații și despre toată educația și orice înseamnă resursă, în timp ce își construiește o viață fericită. Despre bani, hai să spun și pe 2-3 ani, 1-3, dacă am făcut pe 0, nu să spun și pe 1-3 așa rapid. Ce face copilul în perioada 1-3 ani? Începe să fie independent, își dă seama că nu este parte din mine. Începe să facă pași și să fugă. Și eu la 2 ani, dacă îi spun, unde fugi de mine, ce va face copilul? Va râde și va fugi și mai tare. Uite, mami, că pot. Și se va cățăra pe toate cele și mama va sta cu inima cât un purice și tata poate mai vine și spune, lasă femeie, că nu o să pățească nimic, nu o să-și rupă nimic, lasă-l să fie curajos în viață. Deci noi, în faza asta, îi învățăm, de fapt, să aibă încredere în ei și să-și construiască și o stimă de sine și să pot să fie lideri. Dacă eu țin un copil lângă mine, lipit de mine, să nu pățească nimic, nu are cum în viața asta să fie un om care să-și asumă riscuri. Să bat cap în cap. Nu cum. Da. Ziceai tu la un moment dat de copilul ăla mic care plânge și plânge pentru că are o nevoie. Când se face diferența sau când își dă seama sau cum îl învățăm noi pe copil și de la ce vârstă, care e diferența între nevoie și dorință? Să știi că am făcut acest exercițiu. Înainte să lansez acel curs de 3-7 ani, am fost în grădinițe să țin acel curs, să văd un copil de 3 ani poate să înțeleagă așa ceva. Și era o fetiță, nu avea încă 3 ani, împlinea 3 ani peste o săptămână și stătea lângă mine. O dulceață. Și le-am ținut lecția despre nevoie și dorință. Și ce am făcut? Ne-am desenat pe palme câte un simbol, în culori diferite. Și fiecare copil spunea, dacă eu aș avea foarte, foarte mulți bani, mi-aș cumpăra. Și spunea ceva. Și noi toți ceilalți trebuia să votăm dacă ce își cumpără el este o nevoie sau este o dorință. Și am stabilit care sunt regulile. Nevoie, fără lucrul ăla nu pot trăi. Pot să trăiesc fără mâncare? Nu. Pot să trăiesc fără apă? Nu. Pot să trăiesc fără haine? Nu. Dar dacă vreau să-mi iau o bluziță roșie cu floricele? Păi dacă nu mai ai nicio bluziță, înseamnă că e o nevoie. Dar dacă o iei doar pentru că e roșie și cu floricele, este o dorință. Pot să trăiesc fără jucării? Păi pot. Sunt nevoie sau dorințe? Sunt dorințe. Bun. După această lecție, fetița care a fost lângă mine, am descoperit că este fetița unei prietene. Unei doamne care este și blogger, este în lumea de TV și mi-a scris imediat și a zis, ce ai făcut cu copilul meu? Am fost la cumpărături și m-a pus să pun lucruri înapoi pe raft. Mama, asta este o nevoie sau este o dorință? Este o dorință, poți să trăiești și fără ciocolată, nu mâncăm ciocolată, pune-o înapoi. Și ce am plecat exact cu ce ar fi trebuit să plec? Cu pâine, lapte, ouă și încă două produse. Restul m-a pus să le pun la loc. Și zic, asta te ajută foarte mult. Deci s-a demonstrat că de pe la 3 anișori putem să le vorbim despre bani și putem să facem această diferență. De ce contează? Copiii până către 7-8 ani nu au creierul integrat. Creierul stâng, cel logic, cu cel în care trăiesc, e de fapt până la 8 ani, plin de imaginație. Pentru un copil care are 10 lei în pușculiță, el îți cumpără ce vrei tu cu aia 10 lei. Dacă mama zice, vreau și o mașină să mai stau în stația de autobuz, copilul o să spună, ia banii mei din pușculiță, du-te, cumpără-ți o mașină. Copilul încă nu înțelege valoarea. El crede în Moș Crăciun, crede în Zâna Măseluță, mama n-are bani să-mi cumpere, dar Moș Crăciun poate să-mi aducă orice pe lumea asta. Da? Deci ei trăiesc în lumea aia magiei. Au pe la vârsta de 4 ani o fază în care au o fereastră din asta de deschidere către matematică și încep să numere și le place partea asta. Totuși nu numărăm bani. Doar ne jucăm. Până atunci toate jocurile de a magazinul, de a cumpărăturile, de a orice se pot întâmpla cu frunze, cu pietre, exact așa cum ne jucam și noi când eram copii și ne jucam cu frunze și cu pietre pe afară, bineînțeles. Este minunat. Copiii își vor dori astfel de jocuri. Dar dacă eu încep să pun prețuri, da? Prețul să zicem că e o pietricică, un obiect, 3 pietricele, celălalt obiect. Copilul se așteaptă ca prețul mai mic să fie la obiectul mai mic.
Și este un pic cam greu să explic la vârsta asta că un inel de aur este mult mai valoros decât un urs mare de pluș. Păi ursul e mai mare, nu costă mai mult. Da? Deci până atunci pur și simplu ne jucăm. O să intervină joaca asta și recomand joaca asta. Pentru că copilul după 3 ani este în faza în care cunoaște lumea prin experiențele pe care le are. De la vârstă ajunge mult mai mult în afara casei. Dacă mergem cu un copil la doctor, când venim acasă o să vrea să ne jucăm de a doctor. Dacă mergem cu copilul la piață, când venim acasă și dorește să ne jucăm de a piață. Și ne jucăm și schimbăm rolurile. Odată mama este cumpărătorul. Și mama spune, am luat 3 produse, orice, putem să ne jucăm cu orice avem prin casă, nu contează. Și la un moment dat pot să-i spun, copilul vede cum se scanează, el se joacă și spun, am și un pix, l-ați scanat, să nu credeți că vreau să-l fur, eu vreau să-l plătesc. De unde să învețe copilul că dacă iei un produs fără să-l plătești, este furt, fără să-l înveți. Deci prin acel joc de rol prin care el, pe de o parte, scoate stresul la care a fost expus, pentru un copil este covârșitor, este un mare stres să fie într-un mediu atât de aglomerat și cu atâtea lucruri și cu atâtea informații noi. Și atunci, prin această joacă, el scoate acest stres și acumulează și fixează informațiile. Și atunci vin eu, părintele, mă joc cu copilul și joaca este modul cel mai ușor de a-l învăța orice. Îl învăț că trebuie să-i dau bani, încă nu vorbesc de rest. Văd când e copilul pregătit, este o altă joacă. Pentru că uneori copiii, da, ei doar văd și înregistrează. Lucrurile alea pentru noi sunt absolut normale. Dar pentru un copil, mă duc să cumpăr lucruri și eu primesc bani? Tanti ți-a dat bani, am pățit asta cu fetița mea. Și am zis, ok, hai să ne jucăm cu banii, să avem și bani, să avem și rest, să avem, da? Atunci a fost momentul în care am putut să aduc și această informație. Până atunci, nu. Când mergem cu copilul la cumpărături, încercați să folosiți bani numerar, pentru ca ei să înțeleagă faptul că pentru a avea ceva, trebuie să dăm bani. Dacă mergem la o clinică medicală, peste tot sunt acele mașini din care putem să ne cumpărăm un suc, care costă cât o bancnotă clară de 5 lei. Dau 5 lei copilului, îl las să introducă el și să vadă că au dispărut. Când îmi cumpăr ceva, nu e ca acasă când ne jucăm, mai luăm o dată pietrele sau boabele de fasole sau frunzulițele sau hârtile și ce ne-am mai făcut, mai jucăm o dată cu ele. Nu! Dacă acei 5 lei au plecat și tu te-ai bucurat de suc, nu mai avem încă 5 lei ca să ne mai cumpărăm ceva și în parc. Da? Deci, bucată cu bucată, cu educația asta financiară se construiește. Și atunci eu, părintele, când încep un joc, copilul zice, mamă, hai să ne jucăm de-a. Pot să stau câteva minute și să mă gândesc ce pot să-i transmit copilului și ce pot să mai adaug. De data asta, ce mai adaug? Altă dată, copilul își va dori să schimbe rolul. Acum sunt eu vânzătorul, tu ești cumpărătorul. Și când am făcut jocul ăsta cu fetița mea, am încercat cumva să o conving, da? Să fiu un vânzător bun. Și am spus și asta, și asta, și asta. Și a zis, a, le vreau pe toate. Dar ai bani pentru toate? Tu nu ai bani pentru toate. Acum trebuie să renunți la ceva. Și era foarte greu. Și am zis, vezi, sunt un vânzător foarte bun. De fiecare dată când am un cumpărător, eu ce trebuie să-l conving? Să cumpere cât de mult. Și la ce m-a ajutat asta? Când am mers la magazin și o doamnă foarte drăguță a încercat să ne vândă o jumătate de magazin de jucării, i-am spus, doamna aceasta este un bun vânzător, vezi cum te convinge? A fost un click în mintea copilului, s-a uitat și la ea și la ea și la ea, am plecat fără să cumpărăm nimic. Și am zis, de ce? Nu sunt convinsă că le-am vrut. Cred că doar m-a influențat așa doamna să le vreau pe toate, dar eu nu le vreau pe toate. Și mă mai gândesc. Toate jocurile astea de acasă ne fac o scurtătură pentru explicațiile pe care le avem la magazin cu copilul. Ai spus tu ceva legat de, apropo de cumpărături, că atunci când mergem la cumpărături cu copilul mic, să plătim cash. Citeam undeva, înainte de emisiune, că plata asta cu cash-ul învață cumva pe acești copii faptul că banii sunt palpabili.
Deci ar trebui să învățăm mult mai târziu cu cardul, că până la urmă mai mult de card ne folosim în zilele noastre decât de cash, dar avem și cash. Dar pentru copii e foarte bine să simtă textura banului ca să învețe că aia sunt o chestie pe care o poți atinge. Pe când pe card, banii aia se văd acolo, dar nu-i atingi, nu te poți juca cu ei. Banii este pentru ei o baghetă magică. Exact cum zâna bună are o baghetă, exact așa mamei și tatii au câte un card. Și când se duce la cumpărături, nu contează ce ne dorim, că e mâncare, că sunt haine, că sunt jucării. Uite așa face mama cu bagheta în fața unui aparat și gata, luăm lucrurile acasă. Și este greu pentru un copil să înțeleagă că banii de pe un card se termină. Fapt pentru care în cursul ăla, acela lung pe care nu ți l-am dat, pentru că este lung, este un capitol pentru acest subiect. Cum explic copilului? Deci trebuie cumva să fac un joc acasă, să simulez un joc prin care copilul să înțeleagă că acest instrument, banii se termină de pe el. Când îi spui n-am bani, o să spună, du-te la ATM și ia. Da? Trebuie să explic exact cum telefonul rămâne fără baterie. Mai am telefonul? Păi el am, uite, în fața mea. Pot să-l folosesc? Nu pot să-l folosesc la nimic până nu-l încarc. Ei, exact așa trebuie și noi să încărcăm bani pe card. Putem să facem și asta. Deci copiii o să înceapă să înțeleagă lucruri complexe și cum funcționează banii după 8 ani, dar până atunci lucrurile astea simple le pricep foarte bine. Ce contează foarte mult pentru un copil, și acum că suntem tot în zona de copii mici, este disponibilitatea părintelui de a-i explica lucruri. Pentru că dacă eu îi explic copilului, avem 10 lei ca să-ți cumpăr ouă, să facem mâine dimineață o omletă, eu trebuie să dau banii ăștia. Dacă eu acum iau banii ăștia și dau pe o jucărie, noi mâine nu avem de mâncare. Ce alegem? Da? Un alt lucru pe care îl recomand părinților, tot pentru a evita frustrarea, este să punem o limită. Tu ai voie să-ți iei 2 jucării pe lună sau o jucărie la fiecare sesiune de cumpărături să nu fie mai scumpă de, sau fiecare părinte stabilește limitele în funcție de cât își permite. Dar dacă avem o limită, ne ținem de ea, pentru că cei care sparg limitele și de acolo încolo apare acel comportament al copilului că se dă cu fundul de pământ și eu ce mă fac, vine din faptul că n-ai pus o limită, nu i-ai explicat-o și nu te-ai ținut de ea. Dacă vede copilul că de acasă sunt supărată, nervoasă, obosită, întoarsă pe dos, ceva-i cu mine, sau prea veselă, mi-a mers bine, da. M-a anunțat șeful că primesc cine știe ce, o primă, o altă funcție, vacanță, știu eu. Când sunt în toane bune sau în toane proaste, puțin trebuie să insiste și nu-ul meu se transformă în da, știți ce o să se întâmple. Este acțiune și reacție la acțiune. Da? Exact ca la calculator. Dacă apăs o tastă, știu ce se întâmplă. Câteodată trebuie să apăs de mai multe ori tasta aia, dar copilul are o răbdare senzațională și el ne citește. Să zicem că vreau să schimb, s-ar putea să schimb regulă. Când copilul crește și împinge aceste limite stabilite și aceste reguli, trebuie să le regândesc, le anunț, le aplic. Dar dacă, să spunem, i-am cumpărat copilului acea o jucărie pe săptămână sau pe 2 săptămâni sau pe lună pe care eu cumpăr și mă duc la magazin și văd o jucărie care mie mi se pare senzațională, i-ar putea dezvolta copilului creierul și chiar vreau să o iau. Ce fac? Îi explic copilului de ce fac o excepție de la regulă. Da? Vin cu un motiv. Și un alt lucru, dacă îi promitem ceva copilului, îi spunem, nu poți să-ți cumpăr azi, poți să-ți cumpăr săptămâna viitoare când am salariu, sau poți să-ți cumpăr săptămâna viitoare când iau banii și iarăși putem să mai cumpărăm. Păi peste o săptămână eu îi amintesc copilului și îi spun, ții minte că am spus că mergem, vrei să mergem? S-ar putea copilul să-mi spună nu. Să ține minte că cei mici, ăia mici de se dau cu fundul de pământ, sunt foarte curioși. De multe ori vreau, se traduce, sunt curios. Sunt părinți care scot banii și cumpără acel lucru și după aceea se plâng că au acasă un munte de jucării cu care copilul nu se joacă. Pentru că am reacționat greșit la acel vreau. Acel vreau, care este de curiozitate, mă duc în magazin și mă uit la acel produs. Pot să-l iau, pot să-i arăt,
pot să vorbesc despre el, îl iau, îl țin, dacă e ceva fragil îi spun, țin eu pentru că se poate sparge, uită-te, atinge-l. Deci spun copilului și ce are voie ca să accepte când îi spun că nu are voie, după care îl lăsăm. Dacă în continuare o să ți-l dorești, săptămâna viitoare, când strângem bani în pușculiză, venim și îl cumpărăm. De multe ori copilul nu mai dorește lucrurile ăla. Da, deci de la ce vârstă începem să le inducem cumva că banii au o valoare? Adică ideea asta de valoare eu spun dintotdeauna, pentru că mă duc cu copilul și spun, este prea scump, eu nu am atâția bani, anumite lucruri costă mai mult. Uite, poți să-ți alegi un preț care are doar un număr, da? Copilul începe să numere până la 10, știe. Mami, e 9 și mai scrie ceva. E ok, mami, are un singur număr. După aia s-ar putea să aibă două numere, dar să fie 10, 20 de lei, dar nu mai mare decât 5 primul. Uh-huh. Știi? Și poți să-i explic chestia asta. Și el o înțelege. Ăsta e cam scump, nu-i așa? E cam scump, nu am astăzi bani. Dar putem să strângem în pușculiță. Când mai cresc, putem să folosim un alt instrument pe lângă pușculiță, lista de dorințe. E foarte frumos lucru. În loc să-i spun nu, e o prostie, mai acasă 5, nu funcționează. Genul ăsta de explicații cu care noi am fost crescuți nu funcționează absolut deloc. Nu contează că eu mai am acasă 5, eu sunt aici acum și vreau, uite, ăsta apare în fața mea. În loc să-i spun copilului nu, o metodă este să-i spun punem pe lista de dorințe și când adun suficienți bani în pușculiță, ne întoarcem și luăm. Și tu anunți copilul când se adună bani în pușculiță. Ce recomand? Când copilul începe să aibă pușculiță și părintele ar trebui să aibă pușculiță. Eu am un borcan, e pe aici, transparent, de plastic, în care din când în când pun bani. Și spun așa, am fost la cumpărături, am vrut să cumpăr vinete, am găsit 2 lecei, am economisit 2 lei, 7 lei, 5 lei din aia, din aia, din aia, așa că îi pun la pușculiță. Mă bucur că i-am economisit. Ok, și tot pun la pușculiță. Într-o bună zi, într-o seară în care facem o seară de jocuri, să facem niște petreceri, am implementat modelul ăsta de petrecere acasă, în familie, de când stăm mai mult prin casă, iau acei bani și spun, ia hai să-i numărăm. Copiii mi sunt fascinați. Nu neapărat să-i numere, dar îi pun așa pe culori și după aceea tu îi numeri și spui, te avem bani. În seara asta comandăm o pizza. Poate că oricum tu în seara aia comandai pizza, pentru că n-ai avut timp să gătești și asta este, ce să mai tot mănânci, comandăm în seara asta o pizza. Dar una e să-i spui partenerului tău, auzi, gătești ceva și nu se lasă, nu, că s-o obosit nici eu n-am din ce, bun, hai, gata, comandăm o pizza, dar trebuie să duci să-i spui copilului, uite, avem bani în pușculiță, în seara asta facem petrecere italiană cu pizza. Când faci acele momente, wow, copilul se bucură și nu vede din genul ăsta de lucruri pe care le facem și le explicăm, relația aia de profesor-copil în care vine o să spun cum e bine și te corectezi și te cerci, nu există asta. El vede de faptul că am avut grijă la cumpărături, am pus bani în pușculiță și uite acum banii aia pe care i-am economisit îmi aduc mie o bucurie. Când sunt la cumpărături, în magazinul de haine, să spunem, iar arăt și eu copilului, pentru că și eu ca om mare, când văd lucruri, mi se lipesc ochii de ele. Da, mă, iau eticheta și zic asta, este altă dată. Dar nu spun nimic pe gură. Poate doar îi spun partenerului, vreau să-mi iau pantofii ăia. Și o să zic că mai 3 perechi de pantofi roșii. Ce faci cu pantofii roșii? Mai ești tu verzi sau altă culoare? Sau las-o pe altă dată. Atât prinde copilul. Deci eu ca părinte trebuie să-i spun, wow, ce frumoasă e bluza asta, ce mi-aș lua-o, dar mai am încă 3 bluze albe, n-are sens să mai cumpăr încă una. Mai bine pun banii deoparte pentru că în viața noastră tot timpul apare ceva. Pentru că vin sărbătorile de iarnă, pentru că vine vacanța de vară și ne dorim să mergem la mare și acolo trebuie să avem niște bani. Cât de frumos e să mergem să ne răsfățăm, să ne cumpărăm înghețată, să stăm pe malul mării. Da? Deci leg informațiile astea cu situații de viață pe care copilul le-a trăit și pe care și le amintește. Și atunci când o să-i spun copilului, astăzi nu am bani pentru așa ceva, nu o să am nicio problemă. Când o să-și dorească ceva și o să-i spun, trebuie să economisești, vezi, ca să mergem la mare,
Eu renunț la niște lucruri, pun bani la pușculița noastră. Așa trebuie și tu să faci, că dacă ne cumpărăm toate cele din parc, când îți dorești un Lego nou, da? Ai atins subiectul economisire și foarte bine, pentru că era unul din punctele pe care vreau să le atingem. Dar hai să mergem puțin mai departe. Care este momentul care îi povestești copilului și cum o faci, că nimic pe lumea asta nu este gratuit? Nu e gratis. Adică pentru orice trebuie să faci ceva. Trebuie să muncești ca să faci niște bani. Când îi spui asta și cum îl înveți cu acest lucru? Să știe că dacă își dorește banii lui, trebuie să facă ceva pentru ei. Și ce anume, cum recompensăm un copil pentru că, na, tu îi dai bani, adică n-are de unde să-i facă din altă parte. Cum îl recompensezi pentru tot felul de lucruri pe care le face? Și care ar fi activitățile la care ar trebui să ne orientăm în momentul în care ajungem la recompensă? Aici părerile sunt împărțite. Ca să sumarizăm, întrebarea este cum ajung banii în pușculița copilului? Da? Cum ajung banii acolo? Dincolo dai, da. Oricum îi dai. Da, îi dai. Dar, sau, cum zici tu, rămâne rest și îi pune în pușculiță. Dar cum îi câștigă? Că la depinde un moment dat se pune și problema asta, da. Depinde de părinți. Uite, sunt educator financiar și sunt părinți care sunt de acord cu acești educatori financiari, care spun nimic nu-i gratis în lumea asta, copilul trebuie să muncească pentru bani, pentru că nici mie nu dă nimeni bani gratis. Și atunci acei părinți stabilesc acea listă de activități în casă prin care copilul face diverse lucruri. Ce le recomand acestor părinți care sunt adepții acestei teorii? Când apar drepturile, apar și obligațiile. Deci dacă eu încep să te plătesc ca să faci niște lucruri, obligatoriu trebuie să apară și pe listă lucruri pe care le faci fără să fii plătit. Pentru că altfel o să ajungă în ziua în care copilul nu o să mai facă nimic fără să spună ce-mi dai. Te duci să-ți faci temele, ce-mi dai. Păi sunt temele tale, ce-mi dai. Nu le fac. Mă ajut să pun masa, ce-mi dai. Da? Ajungem la așa ceva. Și atunci, să pun masa, să ud florile, da? Să fac ceva în casă de folos întregii familii, fără să fiu plătit, vine cu partea de obligații. Să am grijă de camera mea, de jucăriile mele, de lucrurile mele, vine fără să fiu plătit. Și atunci sunt plătit când fac lucruri pentru alții. Da? Spălăm mașina împreună, în loc să o duc la spălătorie, o spălăm împreună și o parte din bani îi primești tu. Eu fac asta cu fetița mea, primește jumătate din bani, pentru că mașina o folosim jumătate. Dacă face ceva mai deosebit, da, fac curat în cămară, eu am răbdare să stau acolo câteva ore, copilul nu o să aibă răbdare, doar să stea cu mine puțin câte puțin. O să-l apreciez pentru asta și o să-i dau bani. Da? Sunt părinți care nu sunt de acord cu acest model. Ei spun, nu, eu nu sunt angajatorul copilului meu, nu o să-i dau bani ca să facă ceva. Vreau să facă pentru că e parte din familie, fie că mă ajută pe mine, că face în locul meu, că și-o fac treabă în locul lui și așa mai departe. Și atunci acești părinți le dau copiilor o alocație. Stabilesc în funcție de vârsta copilului, copilul primește 5 lei pe săptămână. Mai crește, copilul primește 10 lei pe săptămână. După aia, copiii câștigă bani din mersul la colindat, mai fac felicitări pe care le vând de 8 martie, de așa, da? Fetița mea a avut grijă de cățelul vecinilor când era plecat în vacanță și am pus-o să-și facă un contract, încă scria cu litere în oglindă, cum scriu copiii când sunt mici, scriu în oglindă, a făcut un contract și a înțeles că ea are o responsabilitate să facă un anumit lucru și o să primească bani. Deci putem să îi ajutăm în diverse feluri, îi luăm cu noi când facem diverse lucruri, dar sunt și lucruri gratis, dar gratis pentru mine înseamnă un cost pentru alții și pentru asta, de pe la 4-5 ani putem să-i luăm cu noi când facem voluntariat și să le explicăm. Este gratis pentru cei care beneficiază de acest lucru, dar vezi, pentru mine înseamnă ceva. A însemnat o jumătate de zi în care puteam să stăm și să ne uităm la un film, puteam să ne plimbăm, puteam să nu ne obosim. Dar noi am ales să o facem. Și atunci, de câte ori iau copilul și îl duc în parc pentru că vine o anumită formație de copii și are acolo un spectacol, copilul va fi atent și va aprecia. Pentru că va înțelege că este o muncă pe partea alaltă. Da? Deci vreau să vadă nu doar că el muncește, să aprecieze și munca celorlalți. Și asta o facem și prin vorbele pe care le avem în fiecare zi
dacă facem o prăjitură, chiar s-a întâmplat, uite, acum 2 săptămâni, am făcut o prăjitură cu ea, a ieșit din cuptor și zic, e cam mare prăjitura asta, ar trebui să împărțim și altora. Și Elena spune, vreau să duc cuiva, pentru că stăteau acasă, erau în izolare și sunt acasă și cu siguranță nu au o prăjitură proaspătă, pot să duc? Dar simt sigur că da, mama, cu mare drag. Am tăiat prăjitura, m-am balat-o frumos și am spus, o să pot să o lași la ușă, o să-i anunțăm, o să-și ia prăjitura de acolo. Da? Deci învățăm pe copii lucrul ăsta. Dacă își dorește prăjitura, când timp ce fac cu copilul prăjitură, pizza sau orice altceva, pot să-i spun cât m-ar costa să mă duc, aici vorbim deja de copii care încep să fie școlari, da, de vârstă școlară, cât m-ar costa pe mine o ieșire la pizza? M-ar costa atâția bani. Cât mă costă să o fac acasă? Hai să vedem. Ce punem într-o porție de, într-o pizza? Ce punem la o porție de clătite? Păi punem ouă, punem lapte, punem făină, punem... Da, stă copilul și gândește. Noi gătim mult și atunci exemplele mele normal sunt pe zona de gătit. Cât costă ingredientele astea? Acum înțelegi de ce? Eu nu sunt atât de dispusă să dau 10 lei pe 2 clătite. Aș vrea să-mi cumpăr ceva ce eu acasă nu stau să gătesc. E ceva migălos, e un tort. Nu mâncăm un tort, așa că nu stau să mă chinui, o să-mi iau o felie de tort. Nu să iau ceva ce acasă fac în 15 minute. Și prin toate exemplele astea pe care noi le trăim, prin simplu fapt că le scoatem pe gură și le explicăm, copilul începe să, prima dată le ascultă, după aia le ascultă, la un moment dat o să ne trezim că vine copilul și pune întrebări. Dar de ce? Așa, dar de ce nu invers? Și în momentul ăla aduc educația financiară și mai sus, și mai sus, și mai sus, astfel încât să le învăț multe lucruri. Ce se întâmplă? Mulți părinți care învață partea asta, cum să predea ei către copii această educație financiară, încep ei să se educe financiar. Încep ei să aibă o listă de cumpărături. Cum să-i spun copilului că ești atent la cumpărături? Eu nu fac asta. Încep să fac o listă, încep să fac un meniu. Și în momentul acela își dau seama că pur și simplu își reorganizează banii și banii le ajung mai mult. Și atunci normal că îl învăț și pe copii să facă economii. Studiile arată că avem un comportament care pornește din primii 7 ani de viață, din ce trăim și ce vedem, la care se adaugă tipul nostru, personalitatea financiară cu care ne naștem, mână largă sau mână mai strânsă, și experiențele pe care le-am avut. Pentru că de multe ori, și tot studiile ne arată că majoritatea celor care fac economii au văzut asta acasă în familie. Și au fost învățați de mici să pună deoparte niște bani. Hai să vorbim puțin și despre datorii și împrumuturi. Cum le dezvolți chestia asta? Că parcă nu-i bine să faci datorii. Deși noi adulții le facem la greu, dar na. Aici te-aș contrazice un pic. E bine să faci datorii inteligente. Ah, bun, dar n-am specificat detaliul ăsta. Deci, datoriile sunt de două feluri, datorii bune și datorii proaste. Dacă eu știu să mă descurc cu banii, prin faptul că pot să fac datorii, să investesc și să cresc acea valoare, asta înseamnă că am făcut un lucru bun. Pe vremuri, când a apărut prima noțiune de împrumut și de credit, doar bogații puteau să ia credite. Da? Și de acolo au pornit, bogații se îmbogățesc, săracii sărăcesc, pentru că erau singurii care puteau să garanteze cu ceva. Luau bani, își luau pământ, cultivau mai mult, câștigau mai mult, iarăși luau împrumut, își mai luau încă un pământ și au învățat faptul că cu ajutorul banilor altor oameni, eu pot să mă îmbogățesc și mai tare, pentru că forța mea crește. Astea sunt creditele bune, care te ajută să fii mai bogat. Ălea, creditul cu buletinul, creditul de nevoi personale, creditul să mă distrez în vară și după aia să-l plătesc de 7 ori, să-mi iau un televizor cu o diagonală, nu știu de care, și să-l plătesc de parcă ar fi tot peretele sau un ecran și așa mai departe. Alea sunt credite proaste. Da? Se întâmplă să avem datorii. Dacă avem datorii și vorbim despre asta, copilul aude că noi vedem știrile și vedem cum trece pe acolo pe bandă cursul valutar și ne înverzim la față și începem să spunem niște cuvinte nu foarte drăguțe. Da, mama, tata, țineți bura, asta este, dar cum ne descurcăm, ce ne facem? Și atunci poți să explic copilului. Dacă tu ai nevoie de bani și vii să-mi ceri bani împrumut, și la noi deja la 8 ani funcționează împrumutul, stăm la cumpărături, mami, poți să-mi dai până acasă,
Ăsta este un împrumut. Îți dau 10 lei și tu acasă îmi dai 10 lei. Dar știi, asta pentru că sunt mama ta, pentru că dacă eram bancă, îți dădeam 10 lei și tu până acasă îmi dădeai 12 lei, dacă ajungeam repede. Dacă nu îmi dădeai 15, dacă uitai și mi-aduceai mâine, mi-aduceai 20 și așa mai departe, pentru acei 10 lei. Putem să discutăm asta cu copii și să le explicăm cum funcționează. Și când ajungem cu copii mai măricei, mai așa, preadolescenți și adolescenți, chiar putem să ne jucăm de-a banca și să, dacă își doresc ceva, să zicem, da? Eu îi dau copilului o alocație. Și vine în data de 10, îi dau alocația. E bine, astăzi suntem în data de 8, vine copilul și spune, mama, știi că toți copiii se duc și fac și drec și mai îmi trebuie niște bani. Păi, asta este, tu crezi că mie îmi dă șeful două zile mai devreme salariu pentru că eu, știu eu, sau statul mă lasă să-mi scot profitul din firmă mâine că nu mai am de plătit niște taxe pe acolo. Și copilul o să insiste. E, cine nu o să treacă prin situația asta măcar o dată? Și atunci putem să venim cu ideea de împrumut. Și ce fac oamenii când au bani? Cer, bineînțeles. Știi ce se întâmplă când ceri? Păi facem un contract și punem acolo o dobândă. Dacă ți-e-ți convine să te duci în seara asta cu prietenii, să cheltui 30 de lei și să-mi dai peste două zile 60, cu mare drag, din pământ îi scoți și ți dau. Dar dacă nu, de ce? Pentru că genul ăsta de situații vor fi situații de viață. Așa cum acum își doresc să iasă cu prietenii, când o să fie de vârsta noastră, o să-și dorească să meargă cu prietenii, nu? Te sună prietenii, măi, mergem la munte weekendul ăsta. Mergem la munte, dar la munte fără 200-300 de euro n-am cum să mă duc. Și n-am banii ăștia, ce fac? Iau de unde încă nu iau. Cum o să-i dau înapoi? Păi în loc de bani eu o să dau bani de două weekenduri. Îmi convine? Sunt unii care spun da, le convine și trag tare, sau sunt alții care spun de data asta nu. Sau sunt cei care vor, da? Știm că vine Black Friday, sau vine Crăciunul, sau vine 8 martie, sau vine vacanța de vară și am un obiectiv pentru care eu strâng bani. Chiar dacă am banii aia să mă duc la munte, am ceva ce mă ține, ceva ce îmi doresc mai mult decât o simplă distracție într-un weekend, care se tot repetă, probabil. Uite, de data asta nu venim, am altceva. Dar îi spun copilului, toți prietenii noștri weekendul ăsta sunt la munte și noi suntem acasă și o să facem o petrecere în pijamale senzaționale și o să facem o seară de jocuri, alegeți voi jocurile și facem și aia, și aia, și aia. De ce? Pentru că vrem să punem banii la pușculiță și banii aia contează pentru că ne dorim asta. Și atunci copilul vede și ce înseamnă un obiectiv și ce înseamnă riscul când iau un împrumut sau nu-l iau, când fac o economie și o să-mi permit ceva ce-mi doresc sau nu o am, pur și simplu prin faptul că vorbesc zi de zi situațiile de viață prin care trecem. Și când copiii ajung, da, de la 8, 9, 10 ani, o să-i întreb și pe ei, tu ce părere ai? Tu cum ai fi făcut? Tu ce ai fi făcut? Și o să vedeți, sunt senzaționali. Și spun pentru că am întâlnit mulți copii, nu mă refer doar la copilul meu care crește cu povestea banilor de când s-a născut. Vorbesc de copii pe care îi întâlnesc în cursurile mele de la Institutul Bancar, copii care sunt preadolescenți și adolescenți și cu care vorbesc lucrurile astea. Cea mai mare problemă nu e că părinții au sau nu au bani. Nu că le spun da sau nu la ceea ce își doresc, la faptul că nu vorbesc cu ei. Educația financiară se face prin exemplu pe care eu îl am, bun sau prost, și explic copilului, uite, am făcut o prostie, am vrut să mergem în vacanță, am luat un împrumut și acum nu-mi permit nici aia, nici aia, nici aia. Să mă învăț minte. Trebuie să-i arăt copilului toate exemplele astea. O să-l ajute toată viața. Crezi că e util la copii să-i înveți la un moment dat când au, nu știu, au niște bănuți, să-i împartă pe categorii, nu știu cât la sută pentru jucării, da. Nu știu cât la sută pentru sucul din parc, nu știu cât la sută pentru nu știu ce? Da, de când ajung școlari. Până la vârsta școlară, ei își cumpără doar jucăriile, să mă face să înțeleagă, doar că am nevoie de bani să cumpăr ceva, dacă am economie pot să mă bucur mai mult, dacă mă cheamă un coleg la ziua de naștere și mama n-are bani în nimic, scot bani din pușculița mea, cumpăr cadou și am plecat, îi cumpăr lui cadou și nu-mi cumpăr mie, sau dacă vreau să-mi cumpăr mie, nu mă mai duc la petrecere, da? Învață lucrurile astea. Când crește și începe să înțeleagă valoarea banilor, deci de la 8-9 ani, 9-10 în sus, poți să-l pun pe categorii. În momentul în care primește bani, prima dată poți să fac jumătate de bani, Elena și pune fetița mea într-un portmoneu,
din ăștia banii de plecat în parc și tot timpul ce are acolo nu și cheltuie pe toți și jumătate ajung în pușculiță pentru lucruri mari. Când mergem în vacanță, când ieșim de acasă și mergem sau vreau să mă duc la cumpărături și spun am o limită pentru tine de 200 de lei, vrei să-ți iei și tu din banii tăi, își ia din bănuții ăia și acum știe că o parte din bani sunt puși deoparte pentru când termină ea liceul. Aia sunt bani pe termen lung. Îi lăsăm să se mulțească, ăia investim. Și atunci copilul înțelege că sunt trei categorii de bani. Din banii ei de dorințe, de acolo și face donații. Dar învăț că donația nu înseamnă neapărat bani, da? Sunt situații și sunt campanii pe care le vedem și o lasă participe cu bani, dar vreau să-i arăt că nu ești condiționat de bani, nu banii te fac un om bun, ceea ce faci tu în fiecare zi. Dacă n-ai bani, s-ar putea că o vorbă bună sau să vin să te ajut să faci ceva este și mai important decât banii. Dar da, îi împărțim pe aceste categorii ca să învețe copilul că banii au... Mă bucur de ei și astăzi și mâine și la bătrânețe. Fetița să mi aș pune bani să-și cumpere casa ei. Asta îți explic așa, la 8 ani. Perfect, perfect. Sigur va aduna bani până când va avea posibilitatea asta. Mai vreau să întreb ceva. Cred că mai avem vreo 7 minute la dispoziție. Mie mi s-a terminat bateria la telefon, deci nu mai pot contabiliza foarte clar timpul care ne-a rămas, dar aproximativ 7 minute. Mai vreau să te întreb legat de spiritul antreprenorial al copiilor. Mi-a plăcut foarte tare, ai atins partea de voluntariat, ai vorbit despre responsabilizare, ai vorbit despre donații, foarte important. Toate aspectele astea sunt foarte importante, chiar și pentru noi părinții, dar când dezvoltăm spiritul antreprenorial? Știi că sunt copii care fac, nu știu, felicitări, fac desene, pe care le vând sau nu știu ce fac, fac ceva și te duc și vând la alții. Cred că le trezește o bucurie... De la 3 ani. Tot de la 3 ani putem să facem asta. Am un curs pe care îl dau în grădinițe, din toată țara, se numește My Money Lab, laboratorul meu de bani. Și există o lecție, în funcție de cum e calendarul anului, copiii fac de sărbători, de 8 martie, de Valentine's Day, fac niște lucruri pe care le vând, bineînțeles, în cadrul grădinței părinților. Și grădinița organizează, au lecția în care stau și pregătesc acele lucruri, dar mai mult, nu doar că le pregătim, eu îi spun copilului, de ce am nevoie ca să fac o felicitare? Păi de niște nasuri, de culori, de na-na-na. Cât mă costă? Cu cât pot să le vând? Da? Copilul încă nu pricepe. Copii de 5, 6, 7 ani e deja pricep. Acolo avem și partea asta antreprenorială. Ei, amici, doar înțeleg că facem ceva și din munca noastră vindem și facem bani. Ce facem cu acei bani? Cumpărăm ceva în cadrul grădiniței. Își cumpără un pește, își cumpără un joc, unul din ăla de se pune pe jos și trebuie să stea cu mânuțele și cu picioarele. Un covor care are un șotron. Da? Asta-i încurajez pe acei educatori care țin cursurile în grădinițe să cumpere ceva și copiii să înțeleagă. Am muncit, uite care e rezultatul. Copiii mai mari, pentru cei de 5-7 ani, în cadrul grădinței sau la școală de 7-8 ani, acolo facem calcule. De ce am nevoie? Cât mă costă? Cu cât pot să vând o felicitare, o limonadă, orice vând eu? Și câți bani rămân? Pentru că dacă nu facem profit, am muncit degeaba. Deci acolo ajungem chiar la partea asta. Orice părinte poate să facă asta acasă. Foarte mișto. Uite, mă uitam acum pe ce mi-am scos eu aici ideile mele despre punctele pe care vreau să le atingem și mă uit aici și îmi dau seama că nu mai știu ce să întreb. Adică, ai vorbit despre compensa, comisire, valoarea banilor, despre foarte, foarte multe lucruri și chiar a fost captivant tot ce ai spus până acum. Hai să vedem, așa, pe final de emisiune, care sunt cele mai importante, relevante informații care trebuie să rămână în mintea celor care ne urmăresc acum, a părinților care ne urmăresc acum? Să știe că educația financiară poate să înceapă la orice vârstă, pentru că știu că această frică există și vine această întrebare a, păi eu n-am început la 3 ani, ce fac copilul meu, are 16, mai pot face ceva? Evident, oricând, la orice vârstă și noi ca părinți putem să ne educăm financiar. Citiți tot ce vă cade în mână. Sunt bloguri, site-uri în limba română, în alte limbi. Sunt acest gen de înregistrări de filme în limba română, în alte limbi. Sunt cărți de educație financiară. Luați-le, din fiecare o să găsiți câte ceva. După ce ați luat acea informație, aplicați-o acasă și când ați aplicat-o, discutați-o în familie. Și foarte important, fiți un exemplu pentru copii. Deschideți gura. Și dacă știți că nu sunteți un exemplu bun, explicați și de ce modul în care voi
faceți lucrurile, nu este bun și voi recomandați să se întâmple altfel și arătați copilului cum voi încercați să vă schimbați și să aveți o relație bună cu banii, astfel încât să nu dezvolte o frică și să fie confortabil să vorbească despre bani. Și lăsați-i să facă și greșeli, n-am trecut prin acest subiect. Dacă vor să facă prost cu banii lor, să-și cumpere ceva ce noi considerăm că n-are sens, îi lăsăm, pentru că trebuie să învețe din greșeli. Și nu o să spunem, ți-am spus eu, nu jucăm jocul profesorului, suntem părintele care înțelegem că este un proces. Da? Nu te-am luat să stau la masă, să-ți explic tot și de mâine mă aștept să fii impecabil, pentru că nici eu, părintele, nu sunt impecabil. Sunt un exemplu pentru tine, vorbim, discutăm și tot timpul căutăm soluția cea mai bună pentru noi personal, fără să ne comparăm cu ceilalți. Ne comparăm noi cu noi în fiecare zi. Corect, foarte mișto, foarte mișto spus. Dacă cineva e curios să te vadă, să afle ce faci, unde te găsesc? Pe financialparenting.eu. Acolo sunt și cursurile, acolo cred că și scrii ceva articole. Scriu articole, sunt cursuri online, video înregistrate, să pot cumpăra, să văd când aveți timp și disponibilitate. Mă găsiți pe Facebook, mă găsiți pe Instagram, mă găsiți peste tot. Ana, îți mulțumesc tare mult! Chiar a fost o încântare să te ascult și am așa sentimentul că tot ce ai spus până acum va fi bine băgat la cutiuță de unii părinți și se vor și aplica multe din sfaturile tale. Îți mulțumesc mult pentru disponibilitate, îți mulțumesc pentru tot ce știi și uite, nu te rezum să știi și să aplici doar în viața ta, ci vii și îi ajut și pe ceilalți să se dezvolte financiar pentru copiilor și pe copiilor. Pentru ei. Îți mulțumesc foarte mult. Ne mai auzim. Mai avem o temă de discuție pe care am pus-o noi la cale. Se va întâmpla asta în curând. Ne vom întâlni încă o dată și vom vorbi despre ce vorbim? Despre cuplu? Bani și fericire? Nu ne mai certăm de la bani, să ne bucurăm de la bani. Mulțumesc încă o dată cu recunoștință. Iar dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit în această seară de joi, din nou vă transmit toată mulțumirea mea și recunoștința pentru că ați rămas aici, alături de noi două, și ați ascultat lucruri utile. Eu, încă o dată spun, sunt convinsă, am sentimentul că tot ce ați auzit în seara asta vă va folosi foarte mult. Condiția esențială este, evident, să și aplicați. Seară faină tuturor! Să ne vedem cu bine joia care vine! La revedere! Cine ești, ce ești și ce-ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.